Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului a primit autorizația de construcție pentru centrul de zi Sfânta Tatiana. Conducerea ONG-ului face un apel către firmele de construcții pentru a veni în sprijinul asociației și asta pentru că fondurile necesare realizării centrului se ridică la peste 400.000 de lei, din care asociația dispune doar de puțin peste 145.000. Centrul va fi amenajat în micro 15 în locul fostei centrale termice și va deservi copiii din cartierele micro 14, 15 și 16. În prezent, Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului își desfășoară Activitățile sociale într-o locație temporară primită de la Consiliul Județean. Ea derulează un program de after school cu ajutorul voluntarilor. În total asociația sprijină 83 de copii și 26 de mame.